dacă vine nebunie, înțelegi? Sigur că da, așteptăm să fie făcut cunoscut ghidul aplicantului, să vedem care vor fi prioritățile exercițiului financiar 2014-2020 și, în orice caz, oricum vor sta lucrurile. Noi suntem pregătiți cu o paletă foarte largă de proiecte, astfel încât să candidăm pentru sume uriașe, pentru o perioadă de 7 ani de finanțare, 2014-2020, un oraș ca Timișoara trebuie să aibă proiecte de ordinul miliardelor de euro și noi le avem. O spun cu toată seninătatea, pentru că unii credeau că ordinul de mărime este undeva la 100 și ceva de milioane de euro. Nu. E mult prea puțin pentru un oraș ca Timișoara să se limiteze la o sumă atât de mică. Noi avem foarte multe lucruri de făcut pentru modernizarea orașului nostru și avem idei de proiecte și proiecte pentru a absorbi atâta cât se va putea. Și eu sper să reușim pe parcursul celor 7 ani să ajungem la ordinul miliardelor. Intră și o parte din aceste poduri, pentru că fondurile europene pe exercițiul 2014-2020 vor ajunge să fie efectiv accesibile, în cazul cel mai fericit, undeva spre finalul lui 2015. Ori noi nu putem sta pe loc până atunci și unul dintre podurile pe care trebuie să le facem peste Bega, și în aprecierea mea e nevoie de 5 poduri noi peste Bega, unul va fi făcut pe venituri proprii. Un pod costă până în 5 milioane de euro și Timișoara își poate permite să facă, după atâta amar de vreme, un nou pod peste Bega la o asemenea sumă.